Zilele următoare, dar și dacă asteroidul care a trecut în această dimineață pe lângă Pământ influențează fenomenele meteo, ne spune colegul nostru Vlad Mogoș, care se află alături de Florinela Georgescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Vlad, bună ziua! Bun găsit, Laura! Mă aflu la Administrația Națională de Meteorologie, alături de doamna directoare, doamna Florinela Georgescu. Să rămânile! Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cum se va schimba vremea în zilele următoare și dacă asteroidul care a trecut în această dimineață pe lângă Pământ are vreo legătură cu aceste schimbări de vreme? Mari schimbări de vreme nu vor fi în zilele viitoare. Este adevărat că mâine seară, poi mâine, vom simți ceva răcorire, dar va fi o răcorire de scurtă durată, iar zilele frumoase, de toamnă frumoasă, vor reveni. Asta înseamnă că vom avea în continuare un cer destul de degajat în cea mai mare parte a teritoriului, ceea ce va favoriza creșterea temperaturilor peste zi, până la maxime de peste 20 de grade în multe regiuni, până spre 24-25 de grade în sud. În schimb, nopțile vor fi, așa cum ne-am obișnuit deja, ceva mai răcoroase, pentru că un cer mai degajat noaptea înseamnă posibilitatea apariției unor temperaturi ceva mai scăzute în primele ore ale dimineții. Pe ansamblu însă, repet, o vreme care se încadrează în normalul termic al acestei perioade și frumoasă în general ca aspect. Mai poate fi ceață în orele dimineții, unele intensificări de vânt, mai ales pe la munte, care însă nu vor strica acest ansamblu de vreme foarte bună. Pe de altă parte, a doua întrebare pe care mi-ați pus-o este una drăguță, dar nu are nicio legătură. Deci, dacă s-a apropiat un asteroid de planeta noastră, este un fenomen astronomic foarte drăguț, este foarte frumos pentru cei care au lunete sau telescoape ca să poată observa un astfel de fenomen, însă în niciun caz trecerea la o distanță totuși relativ mare față de planeta noastră a unui asteroid nu poate influența starea vremii. Așa ceva s-ar întâmpla dacă, Doamne ferește, am vorbit despre un asteroid foarte mare care să intre în coliziune cu planeta și atunci sigur că ar avea loc evenimente dezastruoase care s-ar reflecta și printr-o modificare climatică. Repet, din fericire, nici vorbă de așa ceva acum. Deci să înțelegem că weekendul va fi călduros, nu e nevoie să ne schimbăm hăinuțele, putem rămâne la cele actuale. Da, călduros pentru o zi de toamnă, dar așa, de să rămânem cu ce ne-a fost bine în aceste zile, ne va fi în continuare, repet, cu excepția nopții de vineri spre sâmbătă și poate a zilei de sâmbătă, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului. Bine, noi vă mulțumim frumos. Laura, mă întorc la tine. Mulțumim pentru aceste informații, Vlad, dragii mei, lumea foarte